Centrul de limbi străine din Reghin organizează o testare lingvistică gratuită pentru a veni în sprijinul tuturor copiilor, studenților sau adulților care vor să învețe limbi străine. Evaluarea este programată pentru miercuri, 7 septembrie, de la ora 10, respectiv de la ora 17 pentru adulți. Este prima dată când organizăm asemenea testări pentru elevi, studenți, chiar și adulți care doresc să-și cunoască, să cunoască nivelul de limbă se va face la limba engleză, germană și franceză. Va fi o testare gratuită, cea scrisă, iar cine dorește să îi se verifice și deprinderea de a vorbi, este opțional și se face contracost doar 10 lei. Testările sunt adaptate tuturor celor care învață limbi străine în diferite scopuri, astfel că oferta centrului de limbi străine poate interesa în egală măsură elevi, studenți sau adulți. Oricine vrea să știe nivelul de limbă la un moment dat pentru diferite scopuri. Și aici mă refer la elevii care vor să dea admitere la liceul la clasa bilingvă, în vederea susținerii probei de competență lingvistică la bacaloriat, cei care doresc să dea un examen de limbă internațional, Cambridge, IELTS, la franceză, DALF, DELFU sau la germană, și de ce nu cei care vor la Academia de Poliție pentru că s-au făcut recrutări și se vor mai face. Faptul că vor afla la ce nivel au ajuns cunoștințele lor de limbă străină nu este singurul beneficiu al testării gratuite. Participanții ar putea câștiga unul dintre premiile oferite de organizatori. Toți participanții vor intra la o tragere la sorți, premiile fiind număr de patru, un curs gratuit fie de o lună, de trei luni, de șase luni și respectiv nouă luni, cât este un an școlar. Eureka există din 2004 cu scopul de inițiere, perfecționare și evaluare a tuturor categoriilor de vârstă și ocupaționale în domeniul limbilor străine. Pe lângă cursurile de limbi și învățarea limbii române pentru străini, mai are în vedere organizarea de cluburi de vacanță, mini bibliotecă, centru de traducere autorizată, sesiuni de audit lingvistic pentru instituții publice și private.